Salutare la toți! Salutare! Azi eu mi-au rămas bun de la Cristina. Rămas bun, prostii. Am nevoie de o intervenție chirurgicală și mă duc în spital, mă internez pe câteva zile. Așa mi-a spus. Sergiu, să iei camera cu mine. Să iau camera cu mine, da, și... Nu cred să-mi permit mie să-l văd, dar dacă o să permit, o să ved. Să filmez operația? Nu, dar n-ai spus că n-ai să fii conștient. Vreo câteva luni, Sergiu are niște criză în care a fost internat și în spital. Da, se ridică tensiunea la 240 și căutam pricina. Și cred că am găsit-o. Cred că adică nu cred că pentru că e 95%. Că e asta. Sperăm. Fiomocrocitom sau cum se numește. Da. Un fel de tumoare la suprarenare. La suprarenare. Care trebuie înlăturată. Și e ca... Ducem să înlăturăm. După intervenția chirurgicală, medicii ne vor spune sigur. Cu 100% dacă e asta, da, pentru ca să o investigheze. Și dacă de la asta e tensiunea, se ridică. Eu merg să-l duc pe Sergiu. Să mă duc și să vedem și ce o să-ți spui. Eu după operație cred că o să fiu transferat în terapie intensivă. Să mă monitorizeze. Așa că nu știu dacă ați poate Cristina să vină să mă vadă, poate mâine. Și iarăși depinde de situații, pentru că din cauza COVID-ului nu prea se dă voie. Că Sergiu da, ești COVID acum, hai să mergi, nu târzi. Ești COVID acum. Am făcut și testul COVID, că așa au cerut. Trebuie să știi... poate interna dacă nu ai... Trebuie să știi 100% că nu am COVID. Da, foarte multe analize de sânge, pentru că intervenția o să aibă loc cu anestezie generală și trebuie foarte multe investigații da. De sânge. Și generală și de asta, intravenos, da? Intravenos și cu mască. Să mă trezesc ca să ridic așa camera să filmez. Da, da, sigur. Mergem și good luck mie. Da, da. Vreau să mai spun că când aveam crizele astea, o dată în lună, adică am avut vreo 4 crize anul acesta, așa, este mare, 240 de tensiune, 120 undeva. Mă durea așa în față, pieptul, abdomenul și am făcut multe investigații, adică nu facem operația asta așa cu ochii închiși. După simptome, da, adică tot duce spre asta. Ne-am consultat și cu medici din România și din Rusia, dar acela încă nu ne-a răspuns, o să ne răspunde după operație, endocrinolog, dar adică cel mai probabil asta, că din toate analizele care le-am făcut și tot, și după simptome, și multe analize am făcut, adică arată că e asta. În partea de sus la suprarenale o suprarenală e afectată, adică ea e puțin mărită și ce face ea? Strânge adrenalină, ea strânge și aruncă adrenalin și în timpul ăsta mi se ridică tensiunea la 240. Și analizele lui Sergiu în timpul crizei sunt foarte rele, leucocitele sunt rele, timpul crizei analizele sunt rele. Așa că... Noi numai când a fost el internat în spital, atunci s-a depistat, s-a făcut foarte multe investigații. Da. A fost în terapie intensivă, te-a pus și atunci s-a depistat ce are. Da, dar așa când dacă fac analiză când nu am criză, adică totul e ok. Tot absolut. Și cu inima ok. Da, așa e foarte complicat să o găsești. Da. Noi am citit prin internet, nu este des întâlnită și Moldova nu prea au multă experiență la așa categorii. Da, am găsit un chirurg bun și sperăm că să fie tot bine. La noi în spitale nu prea se fac aceste intervenții. Ne-a spus de unde a fost internat Sergiu că trebuie să căutăm în altă parte, așa că am hotărât să ne operăm la un spital privat. Yes. Am luat chiloței. Da? Am luat chiloței, zic. Numai ciupici și lingerie intimă trebuie, pentru că la internare nu se poate nimic altceva. Dacă ați fi tot bine, cred că 2 zile ați fi internat. Dacă nu, 4-5, să mă monitorizez.
vedem cum lucrează a doua supraveneală. Ea logic ar trebui să fac treaba și pentru a doua. I-am dat o brățară lui Sergiu. All inclusive, să spun Sergiu. All inclusive, da. Cu priveliște la mare. Da. Mergem acum în salon să mă internez. Și sun medicul și să vedem care e treaba. Deja e acolo, nu cred să... Da. Este interzis. Vizita interzis. N-ai spus să vezi mai vezi? Da. Să vorbim pe telefon. Înseamnă toate lucrurile ce pot să le dau acum, că doar da, pe medic, da. Iau toate acum ceva. Și... Ok. Am mai greu situația. Nu, ce să faci? Am dat fișa și așteptăm ok-ul să mă internez. Ai emoții? Ai spus cum să te retrăiești? Da, nu, că eu știu că să mă adormă și nu prin... Da, dar oricum, eu ați minte că am avut când am avut o intervenție așa, o leacă de panică. Eu am avut când eram foarte, foarte mic, nu știu, vreo 7 ani, mă tine, că grijă mi-am făcut-o și eu încă eram bucuros atunci, că scăpasem de școală. Și acum nu scăpi. Tot m-am adormit, știi? Da. M-am trezit și am stat câteva zile și eram bucuros că am scăpat de școală. Înseamnă, cred că e 8 ani undeva. Dacă eram la școală și țin minte, cred că 8-9 ani. Nu știu, trebuie să întreb mama. Cu dezinfectează, cred că, da? Controlează lampa, descoarță. Gata, m-am internat, Cristina a plecat. Să fac un room tour la camera mea. Lumina asta e cam galbenă, da? Aici e ca intrare. Asta nu știu ce. Uite, așa arată camera. Este televizor. Este balcon, dar din câte văd e închis, nu este mâner. Așa, un fotoliu, pat. Aici telecomanda de la pat, telecomanda schemă fermieră, lumină aici și telecomanda la televizor. Aici la noi baia. Uite, așa baia arată. Salut! Așa și cu duș. Dacă ceva se face rău, în baie, mi-a spus să trag de funia asta roșie. Trag și vine repede infirmiera. Intervenția m-a anunțat la ora 3 o să fie, acum e ora 11. Așa că am 4 ore de așteptat. Și la televizor și internet, ce să fac? Să mă culc, multe nu pot să faci. Cum ești COVID-ul ăsta, nu se permite să ies. Adică stau închis aici. Chiar dacă vreau ceva, mi-a spus nu ies în coridor, dar schemă infirmieră. Aici dulăpiuri pentru haine. Și este și frigider aici. Dacă o să am ceva, spun în frigider, dar eu nu am nimic. Este internet și YouTube. Spune, uitat și la Alexina TV. Până vine ora operației. A venit infirmiera și mi-a adus mască sterilă. Asta pentru operație. Și halat. Halat trebuie să fiu cu pielea, fără chiloți, fără nimic. Și îmbrăcat din față în spate, spatele gol. A venit și mi-a berberit mâna. Trebuie să-mi pui catedră așa. Eu credeam că doar aici o să-mi pună. Aici, la încheietură. Cușa zvi să-mi pui. Așteptăm, este ora 12. Mai am 3 ore până la operație. Încet, încet mă pregătesc, îmi pune ca perfuzia, cușa să-mi pui. Pe curătoare și așteptăm. A fost și mi-a pus asta, catedră, cum se numește. Eu credeam că o să mi-o pui aici, dar mi-a pus-o aici. Și aici e mai dureros. Băgat un ac de vreo 10 cm. Și așa, și așteptăm să termine soluția asta și o să pus primul să chem. Păs pe butonul ăsta să vie. Sau să o schimbi, sau să o scoată, nu știu. Este 2:30. Pe curatoria se termină. A fost și chirurgul, mi-a spus că pe la 2:30-3 o să fie operația.
să fac un duș și să aștept. Mi-e foame tare, n-am mâncat de dimineață, nimic. De fapt, de ieri seara n-am mâncat, că și ieri seara nu am pus nimic în gură. Am mâncat doar pizza ieri, de la amiază, spre seară și gata. Operația a spus că să ții de la o oră jumate până la două jumate. Pe urmă, vreo două ore terapie intensivă și seara a spus că o să mă aduc înapoi aici în cameră. Așa că deja mâine o să vedem cum o să mă simt. Sunt gata, uite așa. A, trebuie și ciorapii ăștia. Ciorapi lungi. Peste 5 minute trebuie să mă duc. Good luck mie și vorbim după operație. Îmbrăcat și ciorapii. Da, una nu înțeleg de ce au găurile astea aici. Scos deștile afară. Bună dimineața la toți. Eu se pare că am răcit un pic. Probabil în sala de operație unde a fost. Că acolo e mai răcoare, pentru că e operația, nu poate să fie cald. Și cred că acolo am răcit un pic. Mă simt amețit. Micul dejun așa arată. Pesmeți. Doar pesmeți și ceai. Acolo arată dieta 2. Cred că e cifra cu care ei se orientează cât de intensă să fie dieta, cred. Nu știu, eu am mai filmat și înainte de asta. Înainte de... Acum, că acum e ora... Ora 8. Am filmat și la... Ieri seara, pe la 9, îmi pare că... Dar nu țin minte. Eram așa... De narcoz, eram așa tare amețit. Că nu țin minte ce am spus și dacă am... Și dacă am filmat, nu țin minte. Dar pare mi se că am filmat. Nu țin minte nimic. Țin minte cum m-a adormit numai. Am adormit și pe urmă m-am trezit în pat, în cameră aici. Aici am cola și niște ciocolate. Țin minte fermiera, așa că aprem vieți fermiera, a venit și mi spune asta după operație, ce vrei să-ți aduc? Și s-a dus jos la aparat. Se vede că știe că nu-s primul, așa. Dacă n-am mâncat toată ziua. Și mi-au dus niște ciocolate, apă dulce, mi-am dat și eu ciocolată. Mi-era foarte faină. Și am mâncat, și covrici mi-a dus. Am mâncat un pachet de covrici, tot l-am mâncat. O ciocolată și puțin cola. A venit și ora prânzului și am vrut Cristina să-mi aduc ceva, dar nu de voi. Trebuie așa câteva zile, acum dietă. Și medicul a spus să mănânc ce-mi dau aici. Și că mi-a dat bulion și pesmeț. Și nimic altceva. Ciocolată a spus să nu mănânc. Cola a spus să nu beau. Hei, nu beau pentru că eu ieri l-am luat. Mi-era foame foarte tare și de asta l-am luat ieri, dar nu mai mănânc. Câteva zile răbd eu. Bună dimineața la toți. Suntem a treia zi. Și încât să vă arăt la micul dejun ce mi-au adus. Asta e micul dejun. Ceai, hrișcă și asta nu știu ce. Cred că e brânză. Eu n-as o mănânc. Doar hrișca să mănânc. Și ceai. Gata, am mâncat. Hrișca a fost gustoasă. Am mâncat două zile doar pe smeț cu bulion. Am merge și hrișca și fără pâine și... Da, brânza n-am putut să o mănânc, nu-mi place. Nu știu când o să mă externeze. Poate mâine. Deci la altă ieri am avut operație, ieri am tot am stat, azi că dimineața se începe ziua. Posibil mâine, dar posibil poimâine. Pentru că mă simt bine, am doar puțin durere. Înăuntru unde e logic. Și pentru asta mi se administrează de durere. Așa o seringă mare acolo și fiecare, nu știu, oră, fiecare oră e de cât puțin.
folos mai multe de bioci și vine aici. Între vin. Am făcut și perfuzii. Și alte picături mi-a pus. Multe medicamente. De durere, antibiotice. Pentru stomac. Ah, pentru stomac. Trebuie să beau pastilele astea pentru stomac. Asta nu mi-a berberit-o. Eram inconștient când mi-a pus-o. Și când a s-o scot, a să fie dureros. Să-mi zmulgă și părul de aici. Să știu, mă berberem acasă. Și mâinile și tot. Eu am crezut că aici mi-a pus prima dată. E ca așa, ca pe mâna asta. Și mi-a scos-o și nu doare. Dacă nu-i păr, nu doare. Dar aici, și-a strag. Salut! Ei, hey, wow! Salut! Cum acasă, fără mine? Rău. Foarte rău. La copii le dor de mine? Da, și Ariana întreabă și Alex întreabă. Când a să vină tata? Câteva zile, cred că, și o să ne vedem. Super. Mai repede vino acasă. Acum cu COVID-ul ăsta nici nu permite nici soție, nici frate, nici mamă în vizită. Da, nu. Bine că avem iPhone. Da. Bine că este internet. Bine că este internet. Ne vedem măcar așa. Că ce este fotoliu, măsuț, adică este pentru, știi, că să vină în vizită, știu. Dar pentru că e COVID nu se permite deloc. A venit prânzul? Un fel de carne. Pe smeț și cană goală. În cană goală trebuie să fie bulion. I-am spus că nu vreau bulion. Și carnea asta n-are gust. Așa că să mănânc pe smaj numai. Pe smeț îmi plac. E că acolo arată dieta 3. La 5 aduc și carne, steak-uri. Dar eu cred că până la 5 n-o să ajung. Maxim 4. O să mă externez. Peste două zile o să pus externare. Am rugat o infirmieră să ducă să-mi iei covriși. Și nu erau clasici, ne-au luat cu grâu. Dacă nu-ți dușe, eram iar cu pesmețul toată ziua. Mă uit la film. Mare plus, clinica privată. Stai în palat singur. Nu știu, wifi, televizor. Și așa e greu. Când ești bolnav și așa e greu să... Să treci zilele astea. Știți cum sunt cu două, cu patru paturi în cameră. Singur e foarte bine. Eu noapte am dormit foarte bine. M-am sculat la 5 dimineață, dar am dormit bine. Cum am pus seara pe curătoare. Dar 3 de astea. Și asta puțin o leacă mai amețește. Și iară cred că o să trag un pui de somn. Așteptăm cina, să vedem ce să-mi aducă la cină. 3 jumate și-a venit prânzul 2. Nu știu, asta un fel de gustărică, desert, chefir și dofleac. Eu nu vreau nici una, nici alta. Mi-a adus pastile pentru seară. O să vă arăt cum le aduc. Că asta este la ora 11, praf trebuie să-l beau. Asta sunt pastile... La ora 11 arată-și data, ziua mea de naștere, tot ce scrie, din ce-i compusă pastila. Și ce pastila? Tembatin, este paracetamol, forte, ceva pentru intestin și injecții. M-au adus antibiotici, mi-a pus aici. Acum mi-a pus perfuzii, una de asta de jumătate de litru, ori un litru cât e acolo. Mi-a pus o injecție pentru intestin să lucreze în umăr, deja 6 o primesc. Ieri 6, trepeze și doare foarte tare, e coacă mic și pun, dar doare soluția asta care o introduci. Așa de tare tocmă paralizează mâna. Și tot o injecție, tot cu ac mic în burt, mi-a pus. Mă duc mai repede aici. Mâncare mi-a adus seara niște pești fiert.
Fără gust, șofele de pâine și n-am mai mâncat. Ghinic sunt infirmierile pe aici și am rugat-o pe una să duc. Mi-au luat croissant-uri. Am mâncat niște mici croissant-uri mici. Mi-au mai rămas niște covrici, un Snickers aici. Nu cred că o să mai mănâncați, că deja e ora 8. Azi beau mult apă, cam și apă. Și mâine deja cred că dimineața o să-mi iau un sandwich de jos, de la cafenea. Iarăși se trimit vreo infirmieră. Că am vrut azi eu sandwich, dar acolo cafenea o să închis deja. Și ca să mănânc mâine. Dacă n-a să aduc mâncare bună. Sper ca să ne aduc măcar hrișcă. Bună dimineața, suntem a patra zi. A venit micul dejun. Eu mă simt mai bine. Azi deja doar pastile. Îmi dau picături azi. La diet eu sunt tot la numărul 3. Azi vedem ce v-a adus. Oh. Cașă. Iarăși brânză. Și asta e ceva. Fructe uscate. Biscuit și ceai. Cu ce o să gustăm cașa asta? Nu știu și de. Nu gustos, nu gustos. Cașă fiartă. Fără sare, fără zahăr, fără nimic. Miere. Să beau ceai cu biscuiți. Și fructele astea. Parcă smochini. Salut! Cum viața? Te așteptăm. Viața nu merge fără tine. Copiii ce fac? La grădiniță, la școală, te așteaptă. Rena întreabă în fiecare zi de ce tata e la spital, ce îi face medicul. I-am spus că ai mâncat prea mult dulce. Și ea spune că tata a mâncat tot dulcele din casă, de asta s-a dus la spital. Aici am patru găuri. Deja le-au închis. Și m-au legat așa. M-am legat așa că să ții mai strâns. Dacă ești legat, mi-e mai ușor să merg, să mă deplasez. All the people in the floor. Deja pot să dasez. Ora 12, a venit prânzul. Să vedem ce a dus de data asta. Of. Oh, no. Oh, zamă. Ușelei de pâine. Suc. Asta se vede că e un, nu e zamă, un fel de supă de legume. Sfeclă roșie, e brânză. Ce fel de brânză? Feta. Un fel de cașă, dulce. Adică să arată și eu dulce. Deci stai pești cu maligă. Da, maligă. Peștele alea cu fără gust. Cu legume deasupra, dai gustos. Șași. Să vedem și asta. Supă. Mai gustosă. Azi să mănânc. Supă de legume, ca și peștele tot. El cam nu are gust, dar e gustos. Gata, am mâncat. Acum merg puțin prin palată. Medicul a spus să merg, să fac gimnastică. Deja mi-e mai bine. Azi pe curături, nu? Mâine externare. Confortabil în palată, dar deja a patra zi. Parcă am stat o lună în spital. Trece greu timpul, dar mult mai repede decât am stat și la spital. Este simplu acolo. Patru oameni în palată, fără televizor, doar Wi-Fi. Foarte straniu la spital de stat, erau patru oameni în palată, dar era internet 5 GHz. Foarte bun internet, adică puteai să te uiți în 4K, orice. Aici e simplu Wi-Fi, Full HD-ul cam când se încarcă, când nu, dar oricum e bine.
Am vrut să ies și în coridor, dar nu dau voie. Așa că merg doar prin palat. E COVID acum și nu se permite. Temperatura optimă în salon, recomandată pentru reabilitare rapidă, este de 20 grade. Am dus 19 și mie îmi place rece. Spate și deși este condiționer, dar și caloriferul se reglează de aici. Eu îl pun așa vreo 10 minute pe zi, pe urmă îl închid. Mie îmi place rece să fie în cameră și sub agheal cald, e bine așa. M-am adus acum și al doilea mini mic prânz. Budincă cu măr sau budincă din măr, nu știu, nu-mi place. Și m-a pus la dietă deja cifra 5 și am rugat o infirmieră să ne aducă un sandwich, așa că ne-a dus cu pastrama și de gustos. Când nu mănânci 4 zile mâncare ca lumea, foarte gustos. Și mi-a dus și o cafea neagră. Foarte gustos sandwich. Cel mai gustos sandwich din viața mea, mătincă. Și ultima cină. Dar nu știu ce e asta. Un fel de plov. Plov cu carne și cu legume. Și am zis să-l gust. Carnea îmi pare că e de vită. Nu, e de porc. Gustos. Plovul e gustos. Parcă sarmale. Și a cincea zi, micul dejun. Și ultimul. Ultima mâncare pe azi. Ceai, ouă. Măsline. Și orez cu lapte. O să mănânc un ou și ceai doar. Neața. Așteptăm medicul să aducă extrasul și pe căsțena peste două ore vine să mă iei și o ducem acasă. Gata, a venit și momentul externării. Cristina mă așteaptă jos. 5 zile am stat. Operația a decurs cu succes. Am luat deja tratament acasă, pastile. Papa, camera mea. Papa și mulțumesc la medici. Prima dată în 5 zile o să ies din palat. Deci nu știu ce parte. Dumnezeu, ieșirea pe aici? Da, da. Arrivederi. Sănătate. Arrivederi. Arrivederi, zi bună și sănătate. Mulțumesc, sănătate. Gata, baby. Să ies și afară prima dată în 5 zile. Așa când stai în palată, trecă greu zilele. Atunci pe Cristina. Salut! Da. Poți să te așezi așa? Da. O geantă de pastile. Două culioase de pastile, medicamente. Am dat și de durere, și medicamente, de antibiotici și ceai. Și mergem acasă să mănânc zamă, că s-a făcut zamă. Da? Cum? Așteapt... Eu zilele astea nu prea am gătit. Mă așteaptă femeia acasă. Mergem să vedem Sara și copii. Da, mi-e dor de ei. Am venit să o iau pe Ariana de la grădi. Alex deja e acasă. Să vedem azi bucuri ca să mă vadă sau... Mâine folosă. Da. Da. Eu. Ia stai să te văd. Ridică-te în picioare. De unde e scurta asta frumoasă? Mama ne-a cumpărat. Mama a cumpărat. Foarte frumoasă. Și bă, rău crescut. Nu te-am văzut 5 zile. Ești frumoasă. Mergem acasă? Da. Ai. Stai. Știi unde e mașina? Ți-a fost doar de mamă? Ți-a fost da, doar da, de mamă? Da, tati, a fost de pe Ariana. Super scurtă. Da, asta de anul trecut, bunica Lida. Mama, dar când faci bebeluș? Ce-ți fac? Când faci bebeluș?
O fetiță acolo a spus că are bebeluș. Eu credeam că păpușă, dar e surioară. Bebeluș natural, da? Da. Adevărat. Vreau faci bebeluș. Dar de pe am un bebeluș și încă unul Alex. Dă bebeluș, mama are. Pe Ariana și pe Alex. Ce bebeluș vrei, băiețel sau fetiță? Fetiță. Oh my God! Fetiță? Da. Tu ai să ai grijă sau ce? Am grijă ca să mă fugoc. Ce să fugă afară? Să fugă afară? Dar pe ce să faci? Tu să o hrănești? Da. Dacă așa, Alex. Ia-mi spuneți, vă fost Alex, doar de tata. Alex, TV. Vă fost doar de tata? Da. Da, da? Și tata. Da, da, tata are așa cura specială. Da. Mai bine acasă cu tata sau fără tata? Să duc da. Tata înapoi la spital? Nu. Nu. Tu e pupicălul tata i-ai dat? Nu. Nu? Dar de ce nu-i dat? Păi dă repede. Mi-a dat la grădiniță. Când te-a văzut, ce reacție ai? Tata, tata! Alex, îi fric puțin de tate, că să nu-l lovească din greșeală, da, Alex? Când îl vede așa îmbandajat tot, e ca una cu șase din puște. Oh, oh my God! No. Cam asta aici o să închidem vlogul. A fost ma... Ariana, nu în față, în perete. În perete, nu în față. S-a primit cam lung vlogul ăsta, cred. Dacă de 5 zile, dar filmam câte puțin. Nu-i voi, Ariana. Are poziția. Ariana! Toate cel mai mult de voi a fost dor. Nici casă, nici mașină. Da, familia. Sănătate la toți. În primul rând sănătate. Nu degeaba e proverbul să... cum e proverbul și ăsta? Sănătate e mai, mai bună decât toate. Toate, da. Așa ce sănătate, pentru că sănătate e sănătos, adică faci multe lucruri, dar fără faci sănătate... Fără sănătate e greu. Sănătate în primul rând, așa? Da. Dorim la toți sănătate. Aveți grijă de corpul vostru. Pentru că corpul e unicul loc în care suntem forțați să trăim. Așa că aveți grijă de el. Și îngrijiți-l corect. La gimnastică. Noi acum avem un regim așa mai, Sergiu, vreo luni de zile nu trebuie să facă deloc efort fizic. Tratament cu pastile până când vor ieși pastile, toate... antibiotice. Da, da. Până au reușit toate rezultatele, când că nu avem rezultatele. Noi să avem acum grijă de tine, așa cum tu ai avut grijă de noi. Hai, spune-ți, papa. Papa! Papa, mamica? Papa! Papa! Papa, papa. Seară liniștit să aveți în continuare. Papa!